Bună dimineața! Bine ați venit la o cafeluță! Acestea sunt fursecurile care le-am făcut ieri. Ia uitați ce frumoase coșuleți! Sunt foarte bune! O cafeluță cu un, cu un fursec. Vreau să vă prezint canalul meu de YouTube. Prăjituri cu camelia și nu numai. Acolo găsiți foarte, foarte multe rețete. Cine nu mă cunoaște, eu sunt Camelia. Acum locuiesc la Roma. Sunt din Iași. Din Moldova. Îmi place foarte, foarte mult să gătesc, să fac prăjituri. Am un băiețel care este la facultate. Aș vrea să ne cunoaștem un pic mai bine. Sper să vă placă rețetele mele. Sper să le încercați. Sunt foarte bune, sunt simple, ușoare. Rețete de casă. Ia uitați. Acestea sunt umplute cu ganache de ciocolată. Ia uitați, coșulețe pentru Paști. Puteți pune și bombonele colorate sau, sau ușoare de colorate de Paști în coșuleț. Sunt foarte bune. Bună dimineața, Gabriela! Te invit la o cafea. Sper să ne vedem cât de curând. Am pe canalul meu de YouTube am peste 16 rețete de cozonaci. Fiecare rețetă, fiecare cozonac are rețeta lui. Sunt simple, sunt făcute și cu ouă întregi, numai cu gălbenușuri și cu gălbenușuri și ouă întregi, cu cacao și cu frământare și fără frământare. Pentru toate gusturile. Umplute și cu alune, și cu rahat, și cu nucă, și rețete de pască. Am pască cu brânzică de vaci, la pastiera care se face aici în Italia, care este foarte, foarte bună, făcută cu grâu. Bună dimineața, Rodica! Am și rețete sărate. Soțul meu mă susține, este cu mine aici, în bucătărie, este alături de mine. Este și? Nu vrea să se arate la cameră. Gabriela, abia aștept să te strâng în brațe. Astăzi este o zi foarte frumoasă. Este un pic cam rece afară, dar în schimb aici la Roma este soare și frumos. Să vă arăt cum este și interiorul. Uitați ce frumos este iepurașul. Iepuraș pentru sărbătorile de Paște. Să rupem, îl rupem. Sunt frageți și moi. Sau puișori. Am găsit aceste forme și nu m-am putut abține. Rețeta este fără praf de copt. Seamănă foarte mult cu paleurile. Eu am modificat-o puțin. Aluatul este mai tare, că poate fi întins pe tavă și tăiat cu formele. Cine mai bea cafeluță la această oră?
Aceasta este a doua, să fiu sinceră, a doua cafeluță. Așteptăm să mai intre cineva. Am pus linkul la canalul meu de YouTube cu toate, cu toate rețetele în, în prezentare. Eu am și un blog de, de prăjituri și nu numai, numai că este în italiană. Se cheamă Colori, profume, sapori de un dolce di camelia. Aceasta este pasiunea mea. Vreau să las în urmă ceva. Sper să vă placă rețetele mele. Sunt simple, 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 simple. Rețete de casă, bune, gustoase. Sper să nu vă fac poftă, că am să gust dintr-un fursec. Este foarte, sunt foarte, foarte bune, bune. Mulțumesc, Mariana! Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la mine acasă să bem cafeluța împreună și să vă povestesc de, de prăjiturile și nu numai care le pregătesc eu. Sunt rețete ușoare, simple, făcute în casă. Eu le fac pentru familia mea și sunt 2 ani de când m-am dorit să le împărtășesc cu voi. Aceste rețete sunt foarte simple și foarte bune. Eu sper să vă placă. Dacă doriți să le vedeți, sunt pe canalul meu de YouTube și dacă aveți plăcerea să vă înscrieți, este gratis. Dacă nu, nu. Acolo găsiți mii și mii de rețete. Mii, mii. Sunt peste 300. 320, cred. 320 de rețete bune, gustoase și ușoare. Rețete care se fac în casă, care se fac de sărbători și în fiecare zi. Rețete simple. Am să fac și rețete sărate. Am făcut floarea soarelui cu spanac și cu urdă sau cu ricota. Am făcut cu broccoli și cu cârnăciori, o plăcintuță, aluatul de pastă, de paste, am făcut tortellini, ravioli, sărmăluțe, păjoluțe din verdure, păjoluțe cu carne și cu piure. Acestea sunt ultimele. Cozonaci, fursecuri, prăjituri, torturi. Multe, multe, multe. Dacă aveți plăcerea să mă urmăriți, am să las linkul și în, și în comentarii de la canalul meu de YouTube. Și aceasta este o pasiune, o pasiune care o am dintotdeauna, mai ales pentru prăjituri. Îmi place foarte mult și să gătesc, nu numai să fac prăjituri. Mi-am deschis și un blog în italiană. Acesta a fost la început... Ca să învăț, să învăț această limbă bine, bine și să scriu în italiană. A fost o încercare, am reușit, fac parte din grupul de Gianluca Ferrano,
Și sunt foarte mândră că am reușit să intru la ei. Și m-au primit cu brațele deschise. Și dacă aveți plăcerea să vizitați blogul, să vedeți rețetele, și acelea sunt simple, sunt toate scrise în italiană. Am reușit să deschid acest blog și sunt foarte, foarte mândră. Și după ce am deschis acest blog, m-am hotărât să fac rețete și în română. Am deschis canalul de YouTube ca să împărtășesc și cu românii mei aceste rețete care sunt simple și bune. Sper să vă placă și vouă. Și vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați intrat să stați de vorbă cu mine, să mă salutați. Eu vă îmbrățișez pe toți și vă urez multă, multă sănătate și sper să trecem cu bine peste această pandemie care ne înspăimântă pe toți. Să sperăm că o să fie bine. Și vă doresc multă, multă sănătate și să aveți grijă de voi. Vă urez o zi bună, frumoasă. O să ne vedem mai târziu cu o altă rețetă. Astăzi am să fac mușchiuleț copt în sare la cuptor. Am să-l pun și am să-l arăt după amiază. Să vă arăt și grănajul meu care am făcut această cremă. Ia uitați, l-am aici. Este făcut din frișcă. Eu am făcut cu frișcă îndulcită. Gata, cumpărată îndulcită și cu ciocolată. De 50% cacao. Am făcut-o ieri. Să vă arăt cum arată. Se vede. Se face foarte ușor, foarte, foarte ușor. Foarte ușor se face. Și pot fi urnate torturi, umplute prăjituri, biscuiți. Mulțumesc, Mariana, o zi frumoasă. Îți doresc. Ia să vă arăt. A stat în frigider și mi-a alunecat mâna. Să mă șterg pe mână cu un șervețel. Să șterg puțin punguța. Să vă arăt cum este. Uitați. Se vede. Deci se pune smântâna în microunde sau pe foc până începe să fiarbă, apoi se dă deoparte, se taie ciocolata, bucățele, 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 se adaugă, se lasă 5 minute, 10 minute, apoi se amestecă și se lasă la răcit. Apoi cu un mixer se mixează totul și se dă la frigider. Și după aceea este bună, după o oră, două, este bună de făcut prăjituri și de urnat. Ia uitați. Se vede.
Eu am pus și esență de rom în ciocolată, în compoziție, ca să fie mai gustoasă, să fie mai aromată. Uitați ce frumos este. Deci la 200 de smântână puneți 100 de ciocolată. Eu am pus 50% cacao în aceasta. Face ce forme doriți. Ce spuneți? Este foarte bună. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această dimineață cu mine la cafea. Am să mai intru, să mai stăm de vorbă, să-mi lăsați mesaje, ce rețete ați dori să fac și să le facem chiar și împreună, în direct. Eu vă pup și vă doresc o zi frumoasă tuturor și multă, multă sănătate. La revedere! Multă, multă sănătate vă doresc și o zi frumoasă. La revedere! Ne vedem cât de curând!